Părintele Gheorghe Nemeș este un vrednic slujitor al Bisericii Ortodoxe Române de peste 50 de ani. În tot acest timp, Sfinția sa a încercat, în toate parohiile în care a slujit, să-L aducă pe Dumnezeu în inimile credincioșilor și să ocrotească moștenirea culturală. În anul 1938, pe data de 2 octombrie, s-a pus piatră de temelie de către episcopul de vrednică amintire, martirul Nicolae Popoviciu. Preot fiind atunci Valeriu Ioja, s-a pus piatră de temelie pentru noul Sion de la granița de vest a orașului Oradea și a României. Apoi au venit vremurile cele grele a cedării Ardealului de Nord și s-au început, după al doilea război mondial, lucrări de înălțare și de terminare a tuturor lucrărilor, până în ziua de astăzi, când biserica împlinește 78 de ani. Bisericii, după numele Sfântul Ierar Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, dar și după numele celui ce a pus piatră de temelie și el este cel care a oferit locul acesta a episcopului martir Nicolae Popoviciu. Are hramul, deci, Sfântul Ierar Nicolae. Și de fiecare hram avem bucuria să primim aici pe episcopul locului. Înainte primeam pe Preasfințitul Vasile, pe Preasfințitul Ioan și acum de când îl avem la Oradea, îl avem aproape la toate praznicile hramului pe Preasfințitul Sofroniu, episcopul nostru de Oradea. Ca și preot slujitor la această sfântă și dumnezeiască biserică, a parohiei Oradea Vii, cunoscută de popor și Biserica Albastră, merită să spun, a fost botezată atunci când biserica a serbat 50 de ani la semicentenarul ei, l-am avut în vizită pe înaltul Bartolomeu, pe atunci numai arhimandrit. Și lui nu-i plăcea altă denumire decât aceea de Biserica Albastră. Așa e de frumoasă, parcă-i coborâtă din cer. Și auzind oamenii lucrul acesta și în special copiii, elevii, studenții, tineretul, o numesc și e numită acum în orașul Oradea, în Ardeal și în toată țara, de altfel și monografia este intitulată Monografia Bisericii Albastre. Situat în județul Bihor, Gepiu este satul natal al preotului Gheorghe Nemeș. Acum, casa părintească a devenit un mic muzeu al satului, care a primit mulți oaspeți de-a lungul timpului. În Gepiu ne-au întâmpinat cu bucurie credincioșii bisericii cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt. Bine v-am găsit, Părinte Paroh, bine v-am găsit, iubiți copii ai satului meu natal, Gepiu, bine v-am găsit apropiaților din familia noastră și bunilor noștri credincioși din satul natal, Gepiu. Scopul întâlnirii noastre în această dimineață aici este acela
de a mulțumi lui Dumnezeu pentru că în urmă cu 73 de ani am primit botezul în această frumoasă biserică care este sub formă de corabie și care a călătorit cu mine timp de 73 de ani. De aici, de la Gepiu, la seminarul din Caransebeș, apoi la Cluj, 4 ani, la Sibiu, 4 ani, și apoi 10 ani ca preot la Homoroc, 5 ani la parohia ortodoxă Tinca și 35 de ani în parohia Oradea Vii, CFR, Biserica Albastră, unde, iată, toate adunate la un loc, înșghebează un număr de 50 de ani de slujire în ogorul lui Dumnezeu și a oamenilor. Prima parohie în care părintele Nemes a slujit a fost cea din satul Homorog, un loc vechi pe harta Bihorului și cu o biserică ortodoxă înălțată în secolul al XIX-lea. Cu 50 de ani am fost instalat aici, în prima mea parohie, de către protopopul de atunci și cu binecuvântarea preasfințitului Valerian Zaharia, care a dorit cu orice preț să devin preot în această parohie, care avea lipsă de preot în vremea aceea. După cei 10 ani petrecuți în parohia Homorog, părintele Gheorghe Nemes va sluji în parohia Tinca din același județ Bihor. Am venit la parohia aceasta în 1976, la 1 octombrie. Am găsit-o în urma unui preot vrednic care era din părțile Moldovei și el s-a retras în părțile sale și am venit și am continuat munca înaintașilor la această frumoasă biserică. Este construită în anul 1938 pe vremea episcopului Nicolae Popovici, martirul, al cărei chip este aici la intrare în partea dreaptă, iar în partea stângă este regele Carol al II-lea. Pe vremea mea era acoperit chipul lui cu episcopul Valerian Zaharia, că așa erau vremurile, dar o istorie nu trebuie ascunsă. Eu vroiam să descoper, dar îmi spuneau cineva să nu încerci, părinte, pentru că vei fi pedepsit. Eu tot pedepsit am fost, dar văd că Dumnezeu m-a ținut până la vârsta asta ca să vă pot explica aceste frumoase lucruri. Deci mă bucur că biserica a revenit la normal. Și zic la normal în sensul că ea a fost zidită și construită pentru puținii români din parohia Tinca. Zic puțini pentru că aici erau romano-catolici și reformați, cele două biserici istorice. Românii nu aveau nicio biserică. În 1938, părintele protopop Catonea ridică această biserică, el a fost și în Senatul României, a primit păduri, a primit lemne din zona, aici sunt păduri în apropiere,
fonduri de afară și a reușit să zidească pentru românii care erau și care vor deveni locuitori în localitatea Tinca. Realizările părintelui Gheorghe Nemeș, ca slujitor la Biserica Albastră din Oradea, au fost răsplătite cu Ordinul Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Printre cei ce vor să-i calce pe urme cu vrednicie, este și nepotul său, tânăr absolvent de teologie. Crescând într-o familie de preoți, unde bunicul meu este preot, tatăl meu este preot și unchiul meu este preot, am fost afectat de mediul ăsta și am văzut de mic cum trebuie să fie un preot, cum trebuie să se poarte, ce ținută trebuie să aibă. Și asta m-a influențat foarte mult. Asta a fost și unul dintre motivele pentru care am optat pe parcurs, în evoluția mea, să fac facultatea de teologie, pe care am absolvit-o anul trecut, în primăvară, vară. Și acum sunt student masterand în anul întâi și urmează acum să văd ce îmi oferă viitorul. Sper să calc pe urmele tatălui meu și a bunicului meu în continuare. Ne-ar vedem cu ajutorul bunului Dumnezeu. Care a fost cea mai importantă lecție pe care am învățat-o la bunicul tău? De la bunicul, cea mai bună lecție a fost și este în continuare să-i respect pe fiecare și iubirea față de istorie și față de trecut. Să știm să respectăm trecutul, să știm cine suntem și pe cine reprezentăm. Și tata are o înclinație pentru istorie, dar este mai mult pe această parte de intelectuală, unde trebuie să știi, ca să te respecti, trebuie să cunoști. Și a pus accent pe educație. Ca și un adevărat slujitor în biserică, trebuie să ai dedicație. Să te dedici complet bisericii și credincioșilor ca și slujitor. Nu poți să... Nu e un part-time job. Aici ai intrat și cât poți, trebuie să-i slujești lui Dumnezeu și oamenilor. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, binecuvântate, Doamne. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul. Cu acest prilej frumos și sfânt la împlinirea celor 50 de ani de viață pastorală, de viață truditoare în ogorul Domnului și 73 de viață din ziua nașterii mele, din satul natal Gepiu, mă îndrept către toți. Către toți fiii bisericii ortodoxe din satul meu natal Gepiu, din prima mea parohie Homorog, din a doua parohie Tinca și în mod cu totul special credincioșilor din parohia Oradea Vii Biserica Albastră, care mă înconjoară cu atât drag, cu atâta frumusețe, prin cântare și prin îmbrățișare. Tuturor acestora, mici și mari, mă rog lui Dumnezeu să le dea împliniri, să le dea putere, să le dea sănătate și să vină în continuare la Sfânta Biserică, căci împreună rugăciunea e frumoasă. Dumnezeu să ne ajute să fim încă împreună mulți și binecuvântați ani!